Vă salut, dragi fani ai sportului! Suntem la cea de-a doua ediție a emisiunii Oră de Basket. Mă numesc Andrei Cujăcaru, iar astăzi vom face o analiză a meciurilor petrecute în weekendul anterior. Alături de invitatul meu de astăzi, jucător al clubului de basket Don Basket UTM, Maxim Parașiuc. Maxim, bună seara, mersi pentru prezență. Bună seara tuturor, bună seara Andrei, mersi pentru invitație. Maxim, noi ne cunoaștem de mult timp, ba chiar am jucat de-a lungul câtorva sezoane în același club. Vreau să le povestești telespectatorilor cum a început cariera ta de basketbalist și la ce echipe ai evoluat. Cariera mea de basket a început din liceu, aș spune. Prima școală de basket a fost Clubul Sportiv Speranța, sub patronajul lui Mihail Calatilșicov. Primul meu antrenor a fost dumnealui. Apropo, câțiva colegi din echipa care evoluează acum Don Basket mi-au fost și colegi atunci. Pentru primii câțiva ani am evoluat în divizia A a campionatului Moldovei. Am avut rezultate destul de bune, aș spune. Când am intrat la universitate, când am absolvit liceu și am intrat la universitate, am dat documentele la Unitatea Tehnică a Moldovei. La fel a fost format o echipă a universității și am jucat în divizia A pentru 3 ani. Am participat în divizia A cu rezultate diferite. Într-a treilea an am câștigat divizia și am evoluat în divizia națională. În afară de echipa universității am făcut parte din colaborarea, aș spune eu, între Universitatea Tehnică și Clubul Sportiv Râmnița, unde ai fost și tu parte. Am jucat 2 ani pentru această echipă și anul acesta am făcut transferul la echipa din Don Basket, care sunt campioane în titlu acum 4 ani deja. Da, doream să te întreb, chiar știm că în perioada de vară toți jucătorii sunt liberi în acțiunile sale, mă refer aici la cluburile la care evoluează. Ce a stat la bază decizii tale de a te transfera anul acesta la Don Basket? Deci, în primul rând, cu situația complicată a sponsorului echipei precedente din Râmnița, echipa a fost, aș spune eu, dezasamblată și trebuie să facem transferul la alte echipe. Au fost două propuneri de la Universitatea de Medicină, USMF, și evident, în ultim moment a apărut o propunere de colaborare cu echipa din Don Dușeni, deci Don Basket, după cum am spus, campioană ultimii 4 ani. A fost o decizie, aș spune eu, complicată, au fost plusuri și minusuri în ambele poziții, dar totuși nu regret decizia și totuși pasul decisiv l-a făcut ideea că sub patronajul unui antrenor cu experiență cum este Eugen Melnic, cred că eu personal aș putea să fac un pas înainte. Deci, ca să înțeleg corect, a stat mai mult la bază aceste decizii faptul că Don Basket este o echipă puternică, o echipă care evoluează ani buni deja, 4 ori campioană Republicii. Asta a fost un plus care te-a atras pe tine alături de... Sigur, Andrei. Deci, cum am spus, de la campioni ai ce învăța. Nu regret decizia luată, ba chiar mai mult sunt fericit că fac parte în această echipă, deoarece însăși antrenamentele sunt foarte serioase, la un nivel profesionist, spune, ceea ce n-am avut parte până acum. Dacă tot vorbeam despre rezultatele clubului Don Basket, să reamintim și telespectatorilor, deci în prima parte a campionatului Don Basket a câștigat Supercupa, la finele lunii decembrie a devenit campioana ediției 2015 a Cupei Moldovei. Cum în general vezi situația din club, din interiorul clubului în această prima parte a campionatului? Păi, când câștigi, întotdeauna este o situație pozitivă. Întotdeauna când câștigi, altfel te atâni față de însăși basket. Cum am spus anterior, antrenamentele serioase care le efectuam, deci în clubul Don Basket, au dat rod. Și chiar din prima joacă din care am făcut și eu parte, Supercupa Moldovei în Futsal Arena în Ciurescu, am reușit să câștigăm Supercupa cu o margine destul de mare și după aia n-am mai pierdut niciun meci. Adică spiritul ăsta echipei de lider în campionatul național, nu doar la divizia națională, ci și în alte competiții cu
respectiv Cupa Moldovei și Supercupa, această viziune a clubului nu este un obstacol în continuarea campionatului cu aceleași rezultate bune? Nu, sigur că nu, sigur că nu, Andrei. Când te atenți serios față de antrenamente și când faci parte dintr-o echipă de genul ăsta, câștigurile vin singuri de la sine. Deci, evident că și jucătorii contează, dar însăși echipa foarte mult contează. Când joci unul pentru altul, când faci parte din ceva special, nu toate echipele din Moldova pot să se laude cu așa ceva. Și tu, făcând acum parte dintr-un lot puternic a unui echipei, bine, până acum ai evoluat la echipe care au avut de asemenea rezultate bune, însă nu într-atât de bune ca clubul de basket, mm-hmm. Basket UTM. Acum, făcând parte din această echipă, ți-ai schimbat și tu viziunile asupra unui management bun, asupra unui antrenor, cum ai menționat, Eugen Melnik, care este capitanul echipei, însă cunoaștem bine cu toții că antrenamentele sunt produse, de fapt, de el. Această viziune ți-a schimbat mult atitudinea ta față de basket, atitudinea, mă refer la imaginea în general a clubului de lider. Sigur, acum am aflat totuși ceea ce toți privim pe televizor echipele de peste hotare. Noi toți vedem ceea ce la aparență, vedem doar rezultatele și nimeni nu știe ce se ascunde în spatele rezultatelor. Și într-adevăr îți dai seama că ca să ai un rezultat bun în acest sport, de fapt în orice sport, trebuie să muncești foarte mult acolo unde camerele nu te văd, unde spectatorii nu te văd, în sala de forță, pe terenul de basket, și trebuie să lucrezi foarte mult și mental asupra capabilităților tale. Aici am reușit să văd totuși câtă muncă trebuie să depui ca să fii la nivel de cel mai bun pe țară. Am vorbit acum despre prima parte a campionatului. Cum a trecut pauza de iarnă la cei de la Donbasket? Pauza de iarnă la noi a fost foarte scurtă, aproximativ 4-5 zile, aș spune, de pe 25 decembrie până pe 3-4 ianuarie. După aia ne-am revenit în sală. Mă așteptam, de fapt, la o pauză mai mare, cum se întâmpla de obicei anii precedenți, însă nu a fost cazul anul acesta. Începând cu 3-4 ianuarie, deja eram în sală, am pus foarte mare accent pe fizic, deoarece nu erau meciuri și am putut să punem accent pe fizic foarte tare, din cauza că basketul este un sport în care fizicul foarte mult contează. Practic toată luna ianuarie nu am ieșit din sala de forță, basket minimum 20-30%, în rest sala de forță, și aș spune eu că rezultatele se văd și acum de-abia în luna februarie am început un pic de tactică, un pic de basket, dar în rest iarna a evoluat în sala de forță. Dacă tot vorbim despre această perioadă, în intersezon au avut loc transferuri. Au participat aici activ și clubul tău. Da. Cum au reacționat băieții despre faptul că s-au transferat la jucătorii Anton Rulevski și Vitali Oprea la un alt club, la Troia Speranța? Da, au fost efectuate aceste transfere, doi jucători de top au părăsit clubul. Pentru mine personal era o surpriză. Credeam că după 4 ani de câștiguri într-una, nu o să plece atât de ușor, dar acum am înțeles că, de fapt, într-un sport în care este puțin sponsorizat și salariile jucătorilor nu sunt atât de mari, factorul financiar prevalează asupra tuturor. Dacă tot vorbeam despre perioada de iarnă, să menționăm evenimentul All-Star despre care ai vorbit puțin mai devreme. A avut loc la data de 17 ianuarie în Futsal Arena FMF. Părerea ta ca jucător, ca participant acestui eveniment, cum ți-a părut organizarea, desfășurarea acestuia? Într-adevăr, acest eveniment mereu adună toți iubitorii basketului. Anul acesta sunt mândru că am făcut și eu parte din acest meci. A fost o organizare superbă din punctul meu de vedere. Deci, Federația de Basket și în special directorul sportiv a depus un efort maxim. Și le mulțumesc pentru asta. Am făcut un pas înainte de la un trecut Considers, ne-am mutat într-o altă arenă, Futsal Arena din Ciorescu, practic e unica arenă din țară la nivel european. A fost un spectacol, aș spune, a fost un meci foarte interesant.
cu un câștigător, aș spune eu, neașteptat. A fost foarte super. Deci, fiind la cea de-a treia ediție a evenimentului All-Star, se observă o creștere, o evoluție a lucrurilor în basketul autohton. Da, după cum am spus, se depune eforturi colosale pentru ridicarea popularității basketului în Moldova. Sunt persoane aparte pentru care trebuie să-i mulțumim. Se simte fiecare an cu posibilitățile financiare care le avem și cu posibilitățile cadrelor care le avem. Se observă oricum o mișcare înainte și doresc succes tuturor participanților, doresc succes federației și noi, jucătorii, mereu susținem orice inițiativă din partea federației ca să ridicăm nivelul de basket în Moldova. Deci tu fiind participant, la general, cum ți-a părut sistemul de votare? Tu ai fost votat de 140 spectatori, ai fost inclus în lotul de start al echipei de sud, cum ți se pare, echipei de nord, scuze, cum ți se pare sistemul acesta de votare? Deci organizatorii au făcut un model americanizat, aș spune, din NBA, cu online voting. Aș spune eu, este un sistem controversat pentru Moldova, practic lotul celor de sud a făcut parte, primii 5 jucători au fost toți în aceeași echipă, dar în linie generală ar spune că toți jucătorii care au participat la acest meci meritau. Primii 5 nu atât contează, eu cred că oricare din jucătorii care era în lot merita să fie în primii 5, deci nu cred că este o problemă, deoarece minutele apoi s-au repartizat în mod egal între toți participanții. După părerea ta, uite, cum ai menționat, cei de la Admiral au completat totalmente lotul de start a echipei de sud. Cum ți s-a părut managerii clubului sau administrația clubului a avut o idee de a atrage toți suporterii pentru a vota jucătorii clubului Admirals? Ți se pare aceasta o activizare a rețelei de socializare, a suporterilor în general? Mă refer aici la faptul dacă mereu în sălile de sport, la meciurile clubului Admirals, sunt prezenți foarte mulți spectatori. Aceștia au fost activi și în sistemul de votare, după care au fost selectați acești jucători pentru lotul de sud și acești suporteri au continuat să fie prezenți la sălile de sport. Am observat acea galerie la Futsal Arena FMF, parțial completă din suporterii Admirals. Cum ți se pare acest management al administrației clubului dat? Aș spune că echipa Admirals, după părerea mea, este cea mai populară echipă din cadrul campionatului. N-aș spune cu cel mai bun rezultat, dar eu cred că ei fac un pas înainte pentru promovarea basketului. Au un management foarte reușit, un lot destul de complet, au mereu plecări peste hotare și au fan base de suporteri care mereu le susțin, sunt prezenți la fiecare meci și asta este foarte bine pentru dezvoltarea basketului în Moldova. Practic ei dau un exemplu cum trebuie să administreze un club sportiv la nivel de țară. Vorbeam chiar în emisiunea precedentă, în ediția precedentă cu managerul clubului Troian Speranța, Oleg Sârghi, despre imaginea unui club. Dacă ar proceda toate cluburile la fel ca și administrația celor de la Admirals, manifestându-și astfel prin promovare, activizând toți suporterii, cum crezi că ar beneficia acest lucru în general la imaginea campionatului și a basketului autohton? Cred că dacă toate echipele ar avea parte de așa manageriat reușit cum echipa din Admirals, basketul ar deveni, cred că după fotbal, al doilea după popularitate sport din Moldova. După cum am spus, ei dau un exemplu tuturor cluburilor cum trebuie să promovezi un club de basket. Și consider că acesta ar fi un exemplu bun pentru alte cluburi pentru a promova basketul și împreună a ridica nivelul basketului autohton? Sigur că uneori la meciurile de unor echipe de top din Moldova se strâng mai puțin suporteri decât la meciurile echipelor Admirals. Asta vorbește despre ceea ce am vorbit anterior, că într-adevăr au o bază de fani permanenți. Dacă toate echipele ar avea așa o susținere din partea fanilor, eu cred că sălile complexelor sportive o să fie arhipline.
Dacă tot am vorbit despre evenimentul All-Star, stimați telespectatori, haideți să urmărim acum un reportaj despre acest eveniment. Evoluție de senzație, meciul stelelor din basketul moldovenesc. Cei mai buni jucători sub panou din țară s-au confruntat în diverse concursuri individuale, iar evenimentul a culminat cu meciul dintre selecționata Sudului și cea Nordului. Evenimentul a început cu întrecerile de aruncări la coș, în care participanții au avut reușite spectaculoase de la jumătatea terenului. Cea mai așteptată probă a fost cea a aruncărilor de 3 puncte. Câștigătorul competiției a devenit Anton Rulevski din selecționata Nordului. Jucătorul echipei Donbasket UTMEL a învins în finală pe Oleg Adamov de la Admiralski și nou. Partida, care a fost transmisă în direct de Moldova Sport, a început calm pentru ambele părți și doar după câteva atacuri ale celor două echipe, mingea nu a ezitat să intre în coș. Echipa Nordului a reușit să deschidă scorul prin Evgeni Nartov, care a reușit primele puncte ale meciului, însă cei din Sud au egalat repede prin Alexander Shakarov. În primul sfert, selecționata Nordului a reușit să se desprindă la 12 puncte, iar scorul la pauză a fost de 28-20. În actul secund, jucătorii Sudului au început mai bine și au reușit să înscrie primii. Aceștia au avut o evoluție mai bună și de mai multe ori s-au apropiat la un singur punct de selecționata Nordului. În cele din urmă au reușit să egaleze la 47, acesta fiind și scorul din sfârșitul sfertului 2. Repriza a 3 a fost din nou în favoarea selecționatei de Nord, care a fost în avantaj pe tot parcursul acesteia și au intrat în ultima pauză a meciului cu o diferență de 4 puncte, 67-63. Deși au fost conduși pe întreaga durată a meciului, echipa Sudului a fost cea care a ieșit învingătoare. Oleg Adamov a marcat în ultima secundă, iar scorul final a fost de 84-89. Și din nou Adamov reușește să marcheze cu sirena. Același Adamov. Nicolae Cojuhare a fost desemnat cel mai bun jucător al meciului. După marele eveniment, Federația Națională de Basket a organizat gala laureaților, unde Eugen Melnik și Margarita Schițenco au fost desemnați cei mai buni jucători din 2015. Stimați telespectatori, am revăzut secvențe din cadrul evenimentului All-Star desfășurat la Ciurescu, Futsal Arena FMF. Acum să revenim cu divizia națională. Primul meci din cadrul celei două runde a primei etape a început cu un derby, un meci așteptat de spectatori. Primele două clasate, Donbasket UTMEL și Troian Speranța. Cum au avut loc pregătirile pentru acest meci? Într-adevăr, a fost un meci mult așteptat, top două echipe s-au întâlnit chiar în prima rundă noi părți a campionatului. Au fost făcute transferurile despre care am vorbit anterior, doi dintre cei mai buni jucători de la Donbasket au trecut la Troians. Deci era un meci mult așteptat. În ultima săptămână am aflat că vom avea trei colegi noi în echipa de la Donbasket, sunt trei jucători din Ucraina. Pregătirile de meci au fost de fapt ca pentru orice echipă, ne gătim la fel. Independență deja de care sunt jucătorii mai buni, dacă jucătorul este pivot, gătim pivoții noștri. Dacă jucătorul cel mai bun al lor este un apărător, gătim apărătorii mai bine. Dar în linie generale încercăm să ne preparăm pentru fiecare meci separat, să nu ne uităm prea departe. Să nu ne bucurăm prea mult de victorii și în cazul când pierdem să nu dăm capul jos. Până ce nu am avut parte de pierderi. Da, după cum ai menționat, în prima parte a campionatului Donbasket și Troian s-au întâlnit de 3 ori. Vorbesc aici din primul meci din prima rundă, cele două meciuri din Cupa Moldovei. Toate 3 meciuri au fost învinse de cei de la Donbasket. Acum, în urma celor transferuri despre care ai vorbit, a avut o atitudine aparte față de acest meci sau Donbasket mereu se pregătește de următorul joc la fel și indiferent de adversar? Deci, după cum am spus, încercăm să ne pregătim la fel. Totuși, când e vorba despre o echipă de top potențial, încercăm să fim mai atenți la detalii, încercăm să depunem un efort separat, gătindu-ne pentru așa un adversar. Din partea jucătorilor, deci cum am spus, nu contează de adversar, pregătirile sunt la fel. Din partea manageriatului au fost oarecare remușcări din cauza transferurilor și cred că deci manageriatul echipei Donbasket a hotărât să atragă acești jucători noi ca să păstrăm poziția de top și ca să arătăm că, într-adevăr, Donbasket este echipa de top din Moldova.
După aceste transferuri, au părăsit cei doi jucători clubul vostru, au venit alți trei. Cum ți se pare la moment echipa dată? A devenit mai puternică sau a rămas la același nivel? Cred că am devenit mai puternici și am avut ocazia doar să fac cunoștință cu acești trei jucători din Ucraina doar o dată, o singură joacă. E puțin pentru a face o concluzie, dar a fost suficient pentru a vedea nivelul lor, talentul lor și, în general, cum eu personal mereu mă uit pe poziția mea de apărător și încerc să compar, încerc să văd în ce aș putea eu să prevalez. Și, într-adevăr, am văzut în Evgenii Aninkov, deci pe poziția întâi care am obținut, am văzut că este unul de lucrat, am văzut experiența lui, pare mi se de mai mult de 10 ani în Superliga Ucrainei și eu cred că echipa a devenit mai puternică cu acești jucători, deoarece nivelul de basket din Ucraina, chiar și în diviziile mai slabe, este mult superior și cele divizii naționale din Republica Moldova. Deci consider că experiența acestor trei jucători, dacă ai vorbit despre evoluțiile lor în campionatul Ucrainei, haideți să menționăm și vârsta. Sunt trei jucători, 36, 39 și respectiv 42 de ani. Consider că experiența acestor jucători întărește lotul echipei Donbasket? Sigur, experiența lor. Am fost surprins, mirat de capabilitățile lor fizice la o vârstă înaintată de 42 de ani, 39, 36 respectiv. Au jucat practic 40 de minute fără schimbări pentru un sportiv cu o carieră atât de lungă și cu o vârstă atât de înaintată, este un obstacol destul de mare. Dar am fost surprins, plăcut de capabilitățile lor fizice, de viziunea terenului și, în general, de talentul lor, maestria lor în anumite aspecte ale jocului. Da, deci vorbea despre capacitățile lor. Avem acum în spate statistica acestui meci. Observăm că cei trei jucători au jucat practic tot meciul. Matiukevici și Poltăraschi au jucat câte 40 de minute, evident tot meciul. Aninkov s-a odihnit doar 7 minute din cele 40 de joc. Vorbea aici de capacitățile lor. Cum crezi tu că pot ei să se mențină la acest nivel și să fie pe teren pe tot parcursul meciului? Consider că sub asta se ascunde aspectele care noi nu o să le știm niciodată. Vorbind cu mai mulți analiști și știutori ai basketului, mai ales acelui sovietic, înțeleg acum că nivelul de pregătire și antrenarea tinerilor sportivi începe de la o vârstă foarte, foarte fragedă și cred că totuși faptul că ei au trecut școala cea sovietică de basket cu sportivi de foarte înaltă calitate le-au ajutat să aibă o carieră atât de strălucitoare și să joace până la, aș spune eu, bătrânețe sportivă de 40 și ceva de ani. La noi mai rar, după 40 de ani nu prea se văd sportivi care pot să joace la așa un nivel. Totuși cred că pregătirile din copilărie și în general cum se uită ei la momentele astea minuscule din joacă, pregătiri, încălziri, practic ce poate opri o carieră a unui basketbalist sunt traumele. Și cred că aspectul fizic este foarte important. Poți să ai o dorință enormă și un talent enorm în cazul când ai traume. Nu ești norocos în cazul ăsta, n-o să ai o carieră îndelungată. Și făcând parte și din echipa Donbasket, mă uit la jucători mai înaintați după vârstă, cum se pregătesc fizic înainte fiecare meci, după fiecare meci. Înțeleg acum ce trebuie să faci ca să ai o carieră îndelungată, fără traume și de succes. Făcând această introducere, să trecem acum cu vederea pe statistica dată. Observăm, vorbeam puțin mai devreme despre timpul petrecut pe teren. Observăm în ambele loturi, practic, care au jucat cu cel de start. În lotul celor de la Donbasket au jucat pe tot parcursul meciului 6 jucători, pe când cei de la Troia Speranța 8. Cum vezi tu acest fapt? De ce nu au folosit mai multe schimbări antrenorii cluburilor?
E o politică de menageriat a clubului nostru și la fel și la Tronia Speranța. Încearcă să profite la maximum de capabilitățile jucătorilor de top, deoarece ambele echipe sunt practic plus minus la același nivel și orice schimbare nereușită, orice greșeală a unui jucător nou intrat pe teren ar putea să coaste meciul. Din cauza asta, cred că au reușit să, de data asta, să... probabil a hotărât de data asta să meargă pe experiență decât pe alte aspecte de genul tinerețe sau nici nu știu ceva de genul. Dacă vorbim despre mersul jocului, Donbasket s-a impus din primele minute ale meciului, conducând cu o diferență practic a doua jumătate fiind o diferență de aproximativ 20 de puncte. Nu consideri tu un principiu al antrenorului de a păstra acel lot, de a nu face schimbări în dependență de diferența de pe tabel? După cum am spus, diferența de 20 de puncte în statistică nu redă însă și situația pe teren. 20 de puncte într-un meci de basket în 5-7 minute pot să fie epuizate dacă nu faci mișcările corecte, dacă nu alegi deciziile corecte. Plus la asta aș dori să menționez probabil faptul că totuși noi veniții jucători sunt foarte experimentați și sunt probabil destul de costisitori pentru manageriatul clubului. Au dorit să profite de ei la maximum și să nu riște introducerea unui jucător mai puțin experimentați. Au dorit să păstreze diferența asta maximală de punctaj ca să dovedească totuși cum stau treburile în campionatul național. Da, dacă tot am vorbit despre scorul pe parcursul meciului, deci observăm în primul sfert deja era o diferență de 11 puncte, Donbasket conducând cu 27-16, în cel de-al doilea sfert la fel 47-28, în cel de-al treilea 68-49 și la final 87-65. Observăm că începând cu cel de-al doilea sfert, această diferență de 20 de puncte s-a menținut. S-a încercat pe alocuri să se egaleze sau să se apropie la scor, însă s-a reușit doar până la o diferență de 11 puncte pe parcursul meciului. De asemenea, observăm și un meci bun jucat de cei de la Donbasket. Vorbesc aici despre aruncările de la semidistanță, de la distanță. Observăm un procentaj bun al lui Eugeniu Melnic, liderul celor de la Donbasket, cu 36 puncte la finalul acestei partide. Cum comentezi tu evoluția jucătorilor pe teren în acest meci? Da, într-adevăr, Eugeniu Melnic s-a remarcat cel mai mult în acest meci, a reușit să înscrie 36 de puncte, a avut 5 pase decisive, a avut 8 rebounduri și 3 steal-uri, o statistică de rar întâlnită, de fapt, în basketul moldovenesc. Cred că era un meci principal pentru el și din cauza transferurilor făcute și din cauza plecării jucătorilor de la Donbasket spre Troyens, dorind însuși el să demonstreze probabil capabilitățile sale și dorind el cel mai mult să câștigăm. Observăm un procent de 72% din aruncăturile lui au atins scopul. La fel este un procent foarte înalt și per total aș spune toți 6 jucători s-au remarcat foarte mult prin faptul că majoritatea aruncăturilor au atins scopul. Deci practic doar un jucător a avut mai puțin de 50%. În rest toți au avut mai mult de 50% și pentru un basket chiar internațional este un procent foarte ridicat, aș spune. Da, dacă tot e să comparăm statistica acestor două echipe, vorbea acum despre procentajul aruncărilor, observăm la cei de la Troians un rezultat mai slab, însă, indiferent, avem doi jucători cu peste 20 de puncte, este vorba despre Vitalie Oprea cu 22 și Nicolae Cojăcar 21. În schimb, ceilalți jucători n-au acumulat niciunul 10 puncte minim. Observi tu această stabilitate în lotul celor de la Donbasket și în comparație cu cei de la Tronia Speranța? Evident că și pentru
Cei de la Troian Speranța, a fost primul meci împreună. Sunt toți jucători de top din Troian, sunt jucători de o clasă înaltă, aș spune. Toți iubesc mingea, prin cuvintele astea aș spune că au nevoie să țină mingea în mână majoritatea timpului pentru să se remarce, aș spune eu. Sunt mai mulți jucători care pe parcursul carierei au demonstrat în mediu 20 de puncte pe meci. Cred că nu s-au înțeles atât de bine în meciul ăsta. Trebuie să mai lucrez asupra la joaca în echipă, deoarece după cum știm că totuși este un sport de echipă. Și la fel, ai menționat că s-au marcat puncte. Pot să remarc din statistica la Troians doar pe Vitalii Oprea, care a marcat 8 din 11 cu un procent foarte bun. În rest, procentul a fost destul de slab pentru toți. Probabil faptul că e primul meci împreună, emoțiile, pauza de lungă durată în campionat a jucat un rol negativ pentru jucătorii de la Troians. Dar, per total, aș spune că nu contează punctele marcate, contează totuși procentajul de realizare a aruncăturilor. Maxim, în continuare, dacă tot am vorbit despre acest meci, aș ruga colegii noștri să ne transmită imaginile despre acest derby și interviurile date de reprezentanții cluburilor. Dom Basket continuă să-și demonstreze supremația în campionatul Moldovei la basket masculin. Liderul competiției s-a duelat în derbiul etapei cu ocupanta locului secund, Troians. Formația pregătită de Ruslan Varzare a pus presiune pe adversar pe tot parcursul partidei, ne lăsându-le adversarilor nicio șansă la câștig. În lotul celor de la Dom Basket au evoluat mai mulți jucători experimentați din Ucraina, care au făcut diferența în partida de pe teren propriu. Vreau să поздравить всех с победой. Как бы команда очень хорошая, то есть где-то, может, надо сыграться, как бы недопонимание, потому что приехало 3 новых игрока. Ну, в принципе, я считаю, что проблем никаких, в принципе, не должно быть. Я думал, что будет легкое, но вы сами видели, что под кольцом, конечно, к нам относились очень грубо, поэтому где-то даже много фолов не свистели, поэтому пришлось там пожестче играть. La finalul partidei, basketbaliștii celor de la Dom Basket au reportat o victorie convingătoare cu scorul de 87-65, care îi menține în fruntea clasamentului. В первых двух четвертях команда сыграла очень хорошо, оторвались от команды Троян и в дальнейшем было уже полегче. Была очень сложная игра. Как бы у нас команда только сейчас после Нового года сформировалась. Есть два новых игрока, стартовые пятерки, и мы стараемся сыгрываться. И из-за этого, я думаю, так тяжело. În etapa viitoare, Dom Basket va da pie cu Viva Basket, echipa care la rândul ei a pierdut cu 82-84 partida cu Universitatea Agrară din Moldova. Am revenit, stimați telespectatori, în studioul Moldova Sport. Vă reamintesc că urmăriți emisiunea Oră de Basket. Astăzi l-am ca invitat special pe jucătorul clubului Dom Basket UTM, Maxim Paraschuk. Maxim, să trecem cu o analiză și la celelalte meciuri disputate la data de 7 februarie în Divizia Națională. Observăm careva surprize. Cei de la USMF au câștigat Gamma Sin cu scorul de 85-77. Cum ți se pare acest rezultat? Într-adevăr, au fost multe rezultate puțin așteptate. Am vorbit cu câțiva jucători de la Gamma Sind, mi-au redat în câteva cuvinte situația în meciul dat. Echipa conducea cu un scor evaluabil, aș spune, practic tot meciul. În sfârșit, au încercat să introducă jucători tineri pentru a reda experiență și diferența de puncte care aveau în față s-a epuizat în timp de 5 minute și chiar a trecut în minus și apoi jucătorii de start, când au încercat să ajungă din spate USMF-ul, n-au mai putut să facă asta. Și avem și scorul pe tabel, minus 7 puncte, Gamma Sind. Da, deci observăm că primul sfert a fost condus de cei de la Gamma cu scorul de 18-21. După care toate cele trei sferturi au fost învinse de cei de la USMF, 22-14, 22-20 și 23-22. În acest meci, de asemenea, s-au remarcat pentru cei de la USMF Andrei Cojăcar cu 39 de puncte și pentru cei de la Gamma Sind, apropo, a revenit Piotr Scutelnic, care a fost absent în prima parte a campionatului. Iată și un prim meci de succes cu 30 de puncte. Alexandru Scutelnic 19 și Roman Rusu 15. Un alt meci
cu overtime, unul de fapt dintre meciurile din acest weekend care s-au finisat la overtime. Vorbesc despre Viva Basket și Universitatea Agrară, scor 82-84. Ce părere ai despre acest meci? În privința meciului Viva Basket, Universitatea Agrară, aș dori să menționez că e un rezultat puțin așteptat, deoarece echipa Viva Basket și-a completat locul cu un jucător de top din divizia națională. Dar totuși, părerea mea este că o echipă constituită din sportivi tineri, bine antrenați, cum este Universitatea Agrară, poate să le arate o lecție de basket și veteranilor de la Viva, care sunt mulți jucători cu experiență, dar cu puține capabilități fizice. Deci nu a fost suficient acea experiență acumulată de jucătorii Viva Basket contra celor de la USM, care au luptat nu doar cele 40 de minute, însă și cele adăugătoare. Observăm bine, este un final, este o diferență de 2 puncte, însă cunoaștem că la finalul acelor 40 minute din timpul regulat era o diferență mai mare pentru cei de la Don Basket, însă s-au relaxat și iată că jucătorii tineri de care am menționat mai devreme au reușit să opună rezistență și până la final au învins cu 2 puncte. Așa este. Deci asta și vedem, că uneori trebuie să, în afară experienței, să mai ai parte și de antrenamente împreună și nu doar să apar la meciuri, să încerci să faci ceva din asta. Vorbea despre transferul celor de la Viva Basket. Știm că l-au achiziționat pe Vladimir Kolesnikov de la Gama. Iată că a reușit Vladimir Kolesnikov să înscrie 30 de puncte în acest meci. Pe lângă acesta s-au remarcat și Alexandru Cucera și Alexandru Popov cu 14 puncte fiecare pentru Viva Basket. Pentru cei de la OSM, Vladimir Prișepne și Vladimir Gaician cu câte 21 puncte fiecare și Casian Statnic 17 puncte. Să trecem acum la următorul meci, Admirals contra clubul de basket Râbnița, clubul care a evoluat anul precedent și tu. Meci învins cu 75-68, de către cei de la Admirals, se pare și acest rezultat o surpriză? E o oarecare surpriză, dar făcând parte din echipa Râbnița, cunosc foarte bine antrenamentele care se petreceau și nu mă surprinde deloc rezultatul acesta, deoarece știm că la Râbnița se pune accent doar pe jucători cu nume, nu se pune accent pe antrenamente, pe când cei de la Admirals fac antrenamente regulate și pun foarte mult accent pe aspectul fizic. Îmi pare oarecum prima parte a campionatului o surpriză că au reușit să acumuleze atât de puține puncte, clasându-se pe locul 8, pare mi se. Eu personal aștept și cred că o să aibă rezultate mult mai bune în turul 2 și în anii care urmează, luând în considerație faptul că se pregătesc foarte bine și pun un accent foarte mare asupra antrenamentelor. Dacă tot am vorbit despre acest meci, stimați telespectatori, vă propun să urmăriți un reportaj despre meciul Admirals și clubul de basket Râbnița, respectiv rezultatele din weekendul anterior, clasamentul diviziei naționale și topul marcatorilor. Admirals a început cu o victorie, partea a doua a campionatului național de basket. Tânăra echipă din Chișinău a trecut de formația din Râmniță la capătul unui meci care s-a încheiat abia după timpul suplimentar de joc. Formația pregătită de macedonianul Vasco Tanasov și-a dominat adversarul pe parcursul primelor două sferturi. După pauză, oaspeții au revenit în joc, prestând un joc agresiv, iar arbitrii partidei au avut mai multe decizii dubioase. La final, timpul regulamentar, scorul fiind de 67-67. Foarte agresiv, судьи было видно, что тянут за них. Но тем не менее мы справились с этим давлением, мы выиграли. Это было очень важно для нас, потому что у нас была серия проигрышей, и это наконец-то выигрыш. Я думаю, что это хороший старт сезона, несмотря на то, что он такой сложный. Но я думаю, что мы будем продолжать победами. În timpul suplimentar de joc, Admirals a avut o evoluție bună, impunându-se în fața adversarului cu scorul final de 75-68. După încheierea partidei, antrenorul celor de la Admirals, Vasco Tanasov, nu și-a putut ascunde emoțiile. Emotionally drained. This was overtime. It was hard. We lost, knowing that before that we lost 2 games by 1 point. This was, but my players are growing and it was good to see that we finished the game and we won. Unul din jucătorii cheie din angrenajul Atanasov este Oleg Adamov. Tânărul jucător a contribuit decisiv la succesul echipei sale în partida cu Râbnița. Acesta ne-a dezvăluit ce s-a schimbat în lot după venirea tehnicianului macedonian.
каждый человек поверил в свои силы, то, что он может делать на площадке. И как командная игра. Мы начали играть более командно, и более европейский стиль, это нам помогает очень сильно. Очень важная игра для нас была, потому что ребята умеют играть на очень хорошем уровне. Мы готовились к этому, мы тренируемся, мы можем показывать такую игру всегда, постоянно. Мы дали сопернику догнать нас, я думаю, что такого не должно было произойти. Înclasamentul admirals-o cupelul cu 5, iar în etapa viitoare Peterem Propriu se va duela cu echipa Universității de Medicină. Partida este programată pentru 14 februarie. Am revăzut, stimați telespectatori, schimbările din ierarhia campionatului național. Vă reamintesc, suntem la emisiunea Ora de Basket. Astăzi, în calitate de invitat special, îl avem pe jucătorul clubului de basket, Don Basket UTM, Maxim Paraschuk. Maxim, urmează în acest weekend un eveniment internațional, evenimentul All-Star în NBA. Cum tu aștepți acest eveniment? Vei urmări concursurile și respectiv meciul? Într-adevăr, este cel mai mult așteptat weekend pentru toți iubitorii basketului din întreaga lume, meciul fiind transmis în peste 200 de țări. Așteptăm un meci de spectacol duminică și un show, într-adevăr, sâmbătă, când vor fi toate concursurile pe care toți foarte bine le cunoaștem. Da, dacă tot ai menționat despre concursuri, avem aici imaginea participanților. Primul concurs va fi cel de Skills Challenge. Observăm în lotul participanților și jucători mari, jucători, pivoți. Cum vezi tu aceste schimbări în evenimentul All-Star? Într-adevăr, au făcut niște schimbări interesante anul acesta. Pentru prima dată au fost incluse două grupe, deci jucători apărători și jucători pivoți care vor concura la cele mai bune pase, aruncături de distanță medie și la viteză. Deoarece basketul a evoluat foarte mult în ultimii ani, observăm că tot mai mulți jucători pivoți încep a conduce mingea mult mai bine, încep a arunca de la distanță și astfel moderând un pic jocul internațional. Următorul concurs va fi cel de Free Point Contest. Cum vezi tu campionul Stephen Curry? Cum crezi tu, va menține titlul de campion sau va ceda altcuiva? Sunt sigur că Stephen Curry va reuși să învingă și de data asta, deoarece arată un joc senzațional de la distanță pe parcursul primii jumătăți de an. Deci a marcat, pare mi se, peste 200 de aruncături de la 3 puncte. Cred că concurența lui poate să-i ofere doar coechipierul Klay Thompson sau JJ Redick. Îi văd pe ăștia trei în finală și cred că Stephen Curry o să reușească să se impună în finală. Da, ține minte acea finală anului precedent, atunci când Klay Thompson, cum ai menționat tu, și alături de Stephen Curry, Splash Brothers, au luptat între ei, fiind coechipieri, au luptat între ei pentru titlul de campion. Anul acesta consider că totuși Stephen Curry își va menține acest titlu. Da, sunt mai mult ca sigur, a dovedit pe parcursul primei jumătăți de an deci pe parcursul jocurilor niște aruncături remarcabile și cred că când în fața lui nu vor fi apărători, rezultatul lui o să fie de neajuns.
Cel mai așteptat probabil concurs este cel de la Slam Dunk. Vedem acum acei imagini cu participanții. Cum consider de asemenea campionul ediției precedente, Zach Lavin, cum va evolua acesta? Va putea uimi în urma acelui rezultat pe spectator și juriu? Sunt sigur că va reuși să uimească și juriu și spectatorii. Vedem aici patru jucători, precum Andre Drummond, care este un pivot, și Aaron Gordon, și la fel un jucător puțin cunoscut, Will Barton. În așa concursuri ca Slam Dunk Contest, pivoții sunt în inferioritate, aș spune, deoarece un Slam Dunk de nota 10 totuși nu poate arăta un centru a cărui înălțime este peste 2,10 m. Deci, de obicei, juriul atestă înălțimea săriturii și plasticitatea în aer. Pe când noi știm că un jucător de 2,10 m și 130 de kg nu poate să arate o plasticitate atât de mare. Și cred că Zach Lavin va reuși să învingă fără probleme în concursul acesta. În continuare, să vorbim despre meciul propriu-zis, All-Star Game. Kobe Bryant este la ultimul său sezon din cariera sa. A primit numărul maxim de voturi comparând cu rezultatele celorlalți jucători. Cum vezi tu această susținere a suporterilor? Într-adevăr, este o susținere nu atât pentru prestația lui în sezonul 2015-2016, eu cred că este o mulțumire a tuturor fanilor de basket pentru prestația lui de 20 de ani, de la 18 ani până la 38, l-am văzut, l-am admirat cu toții. Anul acesta a declarat că este ultimul an din cariera sa și cred că faptul că a reușit să acumuleze mai multe voturi chiar și decât MVP-ul Steph Curry sau LeBron James demonstrează faptul că este o mulțumire a tuturor fanilor pentru prestația de-a lungul carierei sale. Da, deci Kobe Bryant făcând parte din lotul All-Star din Vest, aceștia au condus practic ultimii ani la toate meciurile. Cum consideri tu, va fi în această ediție a All-Star-ului la fel o surpriză cum am avut noi și noi parte pe data de 17 ianuarie când lotul de sud a câștigat? Cum consideri tu în evoluția meciului din această ediție? Foarte greu de presupus câștigătorul, deoarece noi știm cu toții de ce sunt capabili acești jucători, dar nimeni nu știe cu ce atârnare o să vii la jocul respectiv. În unele cazuri, jucătorii sunt mai relaxați, mai flexibili, în alte cazuri sunt foarte concentrați și încearcă să câștige MVP-ul din meciul dat. Totuși, cred eu că Kobe Bryant va încerca pentru ultima dată din cariera sa să câștige MVP-ul și cred că dacă o să aibă o prestație bună, îl va primi. Maxim, dacă tot am vorbit despre show-ul așteptat în acest weekend în NBA de toți spectatorii, propun acum atenție dumneavoastră, stimați telespectatori, programul din weekendul ce urmează în campionatul național. Acesta a fost programul weekendului ce urmează. Maxim, îți mulțumesc că ai acceptat invitația. Vă mulțumesc și vouă, am avut o plăcere deosebită. Dragi fani ai sportului, vă dau întâlnire la următoarea ediție a emisiunii Ora de Basket. Tehnica Moldovei. La fel, a fost format o echipă a universității și am jucat în divizia A. Pentru 3 ani am participat în divizia A cu rezultate diferite. Într-al treilea an am câștigat divizia și am evoluat în divizia națională. În afară de echipa universității am făcut parte din colaborarea, aș spune eu, între Universitatea Tehnică și Clubul Sportiv Râmnița, unde ai fost și tu parte. Am jucat 2 ani pentru această echipă.
Și anul acesta am făcut transferul la echipa din Donbasket, care sunt campioane în titlu acum 4 ani deja. Da, doream să te întreb, chiar știm că în perioada de vară toți jucătorii sunt liberi în acțiunile sale, mă refer aici la cluburile la care evoluează. Ce a stat la bază decizii tale de a te transfera anul acesta la Donbasket? Deci, în primul rând, cu situația complicată a sponsorului echipei precedente din Râmnița, echipa a fost, aș spune eu, dezasamblată și trebuie să facem transferul la alte echipe. Au fost două propuneri de la Universitatea de Medicină, USMF, și evident nu. Deci evident că și jucătorii contează, dar însă și echipa foarte mult contează. Când joci unul pentru altul, când faci parte din ceva special, nu toate echipele din Moldova pot să se laude cu așa ceva. Și tu, făcând acum parte dintr-un lot puternic a unei echipe, bine, până acum ai evoluat la echipe care au avut de asemenea rezultate bune, însă nu într-atât de bune ca clubul de basket, Donbasket UTM. Acum, făcând parte din această echipă, ți-ai schimbat și tu viziunile asupra unui management bun, asupra unui antrenor, cum ai menționat, Eugen Melnik, care este capitanul echipei, însă cunoaștem bine cu toții că antrenamentele sunt produse, de fapt, de el. Această viziune ți-a schimbat mult atitudinea ta față de basket, atitudinea, mă refer la imaginea în general a clubului de lider. Sigur, acum am aflat totuși ceea ce toți privim pe televizor echipele de peste hotare. Noi toți vedem ceea ce la aparență, vedem doar rezultatele și nimeni nu știe ce se ascunde în spatele rezultatelor. Și într-adevăr îți dai seama că ca să ai un rezultat bun în acest sport, de fapt în orice sport, trebuie să muncești. În moment a apărut o propunere de colaborare cu echipa din Dondușeni, deci Donbasket, după cum am spus, campioană ultimii 4 ani. A fost o decizie, aș spune eu, complicată, au fost plusuri și minusuri în ambele poziții, dar totuși nu regret decizia și totuși pasul decisiv l-a făcut ideea că sub patronajul unui antrenor cu experiență cum este Eugen Melnik, cred că eu personal aș putea să fac un pas înainte. Deci, ca să înțeleg corect, a stat mai mult la bază aceste decizii faptul că Donbasket este o echipă puternică, o echipă care evoluează ani bun deja, 4 ori campioana Republicii. Asta a fost un plus care te-a atras pe tine alături de... Sigur, Andrei. Deci, cum am spus, de la campioni ai ce învăța. Nu regret decizia luată, ba chiar mai mult sunt fericit că fac parte din această echipă, deoarece însăși antrenamentele sunt foarte serioase, la un nivel profesionist, spune, ceea ce n-am avut parte până acum. Dacă tot vorbeam despre rezultatele clubului Donbasket, să reamintim și telespectatorilor, deci în prima parte a campionatului Donbasket a... Vă salut, dragi fani ai sportului, suntem la cea de-a doua ediție a emisiunii Ora de Basket, mă numesc Andrei Cojăcaru, iar astăzi vom face o analiză a meciurilor petrecute în weekendul anterior. Alături de invitatul meu de astăzi, jucător al clubului de basket Donbasket UTM, Maxim Parașiuc. Maxim, bună seara, mersi pentru prezență. Bună seara tuturor, bună seara Andrei, mersi pentru invitație. Maxim, noi ne cunoaștem de mult timp, ba chiar am jucat de-a lungul câtorva sezoane în același club. Vreau să le povestești telespectatorilor cum a început cariera ta de basketbalist și la ce echipe ai evoluat. Cariera mea de basket a început din liceu, aș spune. Prima școală de basket a fost Clubul Sportiv Speranța, sub patronajul lui Mihail Kalatilshikov. Primul meu antrenor a fost dumnealui. Apropo, câțiva colegi din echipa care evoluează acum Donbasket mi-au fost și colegi atunci. Pentru primii câțiva ani am evoluat în divizia A a campionatului Moldovei. Am avut rezultate destul de bune, aș spune. Când am intrat la universitate, când am absolvit liceu și am intrat la universitate, am dat documentele la Universitatea Tehnică. Am câștigat Supercupa. La finele lunii decembrie a devenit campioană ediției 2015 a Cupei Moldovei.
Cum în general vezi situația din club, din interiorul clubului în această prima parte a campionatului? Păi, când câștigi, întotdeauna este o situație pozitivă. Întotdeauna când câștigi, altfel te atâni față de însăși basket. Cum am spus anterior, antrenamentele serioase care le efectuam, deci în clubul Dom Basket, au dat rod și chiar din prima joacă din care am făcut și eu parte, Supercupa Moldovei în Futsal Arena în Ciurescu, am reușit să câștigăm Supercupa cu o margine destul de mare și după aia n-am mai pierdut niciun meci. Adică spiritul ăsta echipei de lider în campionatul național, nu doar la divizia națională, ci și în alte competiții, respectiv Cupa Moldovei și Supercupa, această viziune a clubului nu este un obstacol în continuare campionatul cu aceleași rezultate bune? Nu, sigur că nu, sigur că nu, Andrei. Când te atâni serios față de antrenamente și când faci parte dintr-o echipă de genul ăsta, câștigurile vin singuri de la sine.